Ce frumoși sunteți și astăzi și vă mulțumesc! Vă mulțumesc că ați trecut cu bine peste orele astea arzătoare, caniculă, caniculă peste România, caniculă și aici în Moldova. Ne pregătim pentru încă o zi fierbinte și mâine și de duminică veștile sunt bune, că parcă ne mai răcorim. O să vedem ce și cum. Haideți să ne așezăm, la răcoare. E bine să cânte muzica, îngerilor adus aici pe pământ. Vorbeam cu omul meu valoros de poveste înainte să intrăm în emisiune, că n-am mai văzut și anul trecut pe timpul ăsta. S-au întâmplat multe lucruri importante și astăzi vreau să vă prezint pe doamna Daniela Doroșincă. Vă mulțumesc tare mult că ați venit din nou lângă mine. Cu mult drag și mulțumesc pentru invitație. Din nou în calitate astăzi de director al festivalului Gavril Muzicescu, care stă să înceapă. Da, cu multe emoții, așteptăm toate evenimentele pe care ni le-am programat și pe care le așteptăm cu mare nerăbdare. Așteptăm cu drag invitații speciali, atât din România cât și din străinătate. Așteptăm ca și publicul Ieșan să fie alături de noi în tot acest periplu muzical coral. Închidem ochii, dăm timpul înapoi și ne așezăm în prima seară a festivalului de anul trecut. Precedentele fiind create, anul acesta a cincea ediție, parcă nu-mi vine să cred. Eu când aud de evenimente importante din Iașul ăsta care ajung la a patra, la a cincea ediție, mai fac o cruce mare și zic, Doamne, ce bine, ce bine că lucrurile astea încă sunt acolo, pe picioare. Pentru că în România noastră parcă totul se deconstruiește. E un circ, o debandadă de la un capăt la altul, dar ne așezăm astăzi, ne așezăm și suntem calmi și blajini, așa, ca doamna Daniela Doroșincă, pe lângă festivalul de anul trecut. Cum a fost? Da, fiecare ediție de festival, trebuie să vă spun că este o, să spunem, o mare realizare a noastră, a celor de la Asociația Iubire și Încredere, pentru că ne străduim în fiecare an să aducem în fața publicului muzica corală pe care dorim să o promovăm. Dorim să o promovăm pentru că, cum am spus de fiecare dată, a intrat într-un cont de umbră și lumea înțelege altceva sau a rămas cu o idee mai veche, să spunem, despre muzica corală și vrem să o readucem în actualitate și să le arătăm cât de minunată este, cât de multe genuri pot asculta și ne poate bucura muzica corală. Și anul trecut, ca și în celelalte ediții și ca și anul acesta, a avut multe surprize, mulți invitați speciali, le mulțumim tuturor celor care au răspuns invitației noastre și ar trebui să stau mult să-i număr pe toți acum, suntem fericiți că am ajuns anul acesta și că, iată, este ne bate la ușă cea de-a cincea ediție. E 2017, vara lui 2017, vis-a-vis de discursul dumneavoastră, eu cred că acum mai mult ca oricând avem nevoie de muzica asta corală. Să ne așezăm blând și să ne decablăm de la nerăbdare, de la furie, de la agresivitate. Să ne lăsăm duși acolo în lumea aia. Așa am și zis astăzi, muzica îngerilor coboară printre noi, pentru că, într-adevăr, atunci când auzi vocile alea aliniate la unison, uite, mi se face pielea de găină, intri în altă lume, e clar, acolo sunt niște energii venite. Sunt divine și se așează aici, lângă noi, pe pământ. Exact, este vocea umană, este sufletul uman transpus în voce, în cântec, în muzică și acea comuniune a sufletelor când, acolo pe scenă unde transmit sentimente, gânduri, tot ce e mai frumos și publicul de asemenea captează acea energie frumoasă și de ce nu ne transpunem într-o altă lume, poate mai bună. Da, poate mai bună și noi abia așteptăm seara de sâmbătă când se deschid porțile, de fapt, ale festivalului. Festivalul în forță începe de fapt de pe 2 iulie, dar sâmbătă, ce se întâmplă sâmbătă seara? Da, în fiecare an am gândit evenimentul ținând cont de faptul că poartă numele compozitorului, dirijorului Gavril Muzicescu, dirijorul corului metropolitan de la Iași, iubitor de muzică corală, compozitor de acestei muzici, compozitorul care a iubit atât muzica religioasă cât și muzica laică, ne-a bucurat cu creațiile lui, atât
folclorice cât și religioase, și atunci am încercat ca în acest festival să aducem în fața publicului aceste genuri pe care și el le-a promovat și le-a iubit. Muzica psaltică, muzica religioasă, corală, muzica folclorică, de ce nu, muzica corală clasică, universală și așa mai departe. Bineînțeles că, să spunem, aceste toate genurile pe care noi încercăm să le abordăm în cadrul festivalului aduce tipuri diferite de coruri, coruri de copii, coruri de profesioniști, coruri de amatori, coruri care provin din universități de muzică, din universități acolo unde tinerii iubesc această muzică și le place să fie alături la unison într-un cor. Eu mă bucur când văd așa un om pătimaș care crede în lucrurile pe care le face cu atâta și cu atâta ardoare, pentru că e un efort în România noastră dragă să faci lucruri bune, de valoare, în jurul cărora să se strângă oameni care știu ce vor cu viața asta a lor. Iar când vine vorba de corurile de amatori, că v-am auzit zicând, eu am auzit niște coruri de amatori extraordinare. N-aș fi zis niciodată în viața mea că oamenii ăia vin din profesii diferite, doctori, profesori, orice altă meserie, și că ei acolo pe scenă sunt cât se poate de profesioniști. Da, pentru că, în general, amatorii poate că iubesc mai mult muzica pe care o transmit, nu că cei profesioniști nu ar face-o foarte bine, dar pentru ei este o enormă plăcere să fie împreună, să se adune, fie medic, fie, da, nu știu, inginer sau orice altă meserie ar avea, și să trăiască la unison alături de ceilalți colegi și să se bucure prin muzică. E ceva extraordinar. Corect, corect. Nu vorbim de eforturile financiare care se fac în jurul evenimentului, vorbim despre oamenii care vin din afara granițelor. Da, și anul acesta așteptăm cu drag vechii noștri prieteni din Ucraina, pentru că sunt permanent prezenți alături de noi. De la prima ediție. Ce și frumos. Probabil că ne vom bucura de ei și pe edițiile viitoare, da. Au o artă a muzicii corale extraordinar de bine pusă la punct, profesionistă, valoroasă. Ne bucurăm de fiecare dată că sunt aici alături de noi. De asemenea, corul din Republica Moldova, aici frații noștri de peste Prut, care sunt prezenți de fiecare dată în cadrul festivalului. Anul acesta avem și noutăți, pentru că ne vom bucura de prezența unui cor din Lamia, din Grecia. De asemenea, ne vom bucura de prezența unui cor din Spania, de tineri. Ne bucurăm de prezențe, de personalități ale muzicii corale internaționale, așa cum este domnul profesor dirijor Andrea Angelini din Italia, de altfel și reprezentant al Forumului Internațional Coral Mondial. De asemenea, anul acesta o prezență nouă, să spunem, pentru noi este prezența domnului Eric Genesca, care este din Catalania, din Spania, pentru prima dată în România într-o comisie de genul acesta. Este foarte nerăbdător să ajungă, da, la noi și noi suntem nerăbdători să-l vedem aici, alături de noi. Și de ce nu și alte personalități în ceea ce privește muzica psaltică. Așteptăm psalți recunoscuți, renumiți aici în concertele noastre pe care le organizăm în cadrul secțiunii de muzică psaltică. Meletios Shatahi, care este din Republica Siriană, un iubitor al muzicii psaltice, pentru că este arhimandrit, este și dirijor al orchestrei și corului Lira a, să spunem, Arhiepiscopiei Ortodoxe din Damasc. Abia așteptăm să fie alături de noi. De asemenea, și domnul Antonio Saitopoulos, prezent în fiecare an aici la noi la secțiunea de muzică psaltică, și așa mai departe, ca să enumerăm doar câteva personalități din lumea internațională a muzicii. Povestea e fermecătoare. Din ținuturi îndepărtate vin toți oamenii ăștia la noi aici, la Iași, și zic încă o dată, festivalul Gavril Muzicescu e deja un brand care ne reprezintă. Pentru că, uite, vin oameni valoroși, vorbeați de Forumul Internațional al muzicii corale. Nici n-am știut că există așa ceva. Există. Muzica corală la nivel mondial este cu totul alta față de ce știm noi, că este în România, și vrem să ajungem și noi acolo alături de ei prin manifestări de genul acesta, festivaluri, concerte și așa mai departe, pentru
pentru că în lume muzica corală este privită cu totul altfel. Este o muzică a bucuriei, a comuniunii, a socializării, așa cum spuneam, și lumea se bucură foarte mult prin muzică, indiferent din ce domenii provin. Da, să vorbim despre armonie în jurul festivalului Gavril Muzicescu și vreau să intrăm acolo în bucătăria dumneavoastră și să ne spuneți cum se simt oamenii ăștia pe la noi care vin din fiecare din colțul lui de lume. Da, ne bucurăm să vă putem spune că de fiecare dată când se reîntorc în România, dar când se întorc din România acasă la ei, ne reamintesc de fiecare dată cât de bine s-au simțit, cât de frumos este Iașul. Îmi place să recunosc, eu iubesc Iașul, mă bucur că și cei care vin în Iași rămân cu aceeași plăcere când se întorc acasă și le spun celor de acasă că au fost într-un oraș extraordinar de frumos. Mă bucur să aud că festivalul nostru se bucură de apreciere și notorietate până la urmă. Da, și de la an la an, din cor în cor se aude de acest festival și, ca să spun așa, nici nu mai depunem foarte mult efort ca să-l promovăm, pentru că deja ei cunosc festivalul și doresc să vină în cadrul festivalului. Ceea ce pentru noi este o realizare, un pas înainte și un curaj pe care ne-l dorim, da, și un pas spre viitor. E un reper, e un reper credibil, e un reper căutat în lumea asta a muzicii corale. Haideți să ne așezăm puțin în eveniment. Comunitatea vrea să participe. Unde găsim festivalul? În primul rând încercăm să cuprindem mai multe locații, da, pentru că este firesc ca evenimentul să se desfășoare în Iași, peste tot dacă se poate, pentru că este vizibil în acest mod, dar și publicul se poate bucura de aceste evenimente din mai multe zone, să spunem așa, ale Iașului. Anul acesta, ca și în fiecare an de altfel, avem concerte în Complexul Palace, pentru că de fiecare dată, ținând cont de copii, de oamenii care vin acolo, de publicul care există acolo, ne bucurăm și se bucură de noi de fiecare dată când avem concerte acolo în Complexul Palace. Le mulțumim de altfel celor de acolo că ne sprijină fiecare an cu faptul că ne oferă posibilitatea să putem cânta acolo. E o alăturare fericită, un spațiu neconvențional aproape și eu mă bucur de abordarea asta, chiar mă bucur. Da, pentru că încercăm să venim cu o muzică care să bucure sufletul oamenilor și de ce să nu se bucure cei de acolo, pentru că Corect. Sunt destul de mulți oameni care vin acolo în Complexul Palace și se bucură de fiecare eveniment de altfel care se desfășoară acolo. De asemenea, în locațiile, concertele, să spunem, care sunt cu un grad ridicat, da, de, să spunem, de valoare, bineînțeles, nu le putem duce decât în sălile noastre cele mai bune, acolo unde muzica aceasta vocală sună foarte bine, și acolo putem enumera Biblioteca Centrală Universitară, unde avem de asemenea evenimente. Când venim primul acolo, concert, pe 2 iulie, la Concertul Internațional de Muzică Psaltică, începând cu orele 18. Deci de la ora 18, da, iulie, la BCU, adică duminică, 2 iulie, da, la 18, BCU, acolo e Biblioteca Centrală momentul Universitară, momentul și locul. Da, de asemenea, avem un mare eveniment în cadrul festivalului nostru. Vom sărbători alături de corul de cameră Preludiu de la București, dirijat de maestrul Voicu Enăchescu. Ne vom bucura în sala Aricoanda a Palatului Culturii de un eveniment aniversar, pentru că dumnealor sărbătoresc anul acesta 45 de ani de existență. Și maestrul ne-a bucurat cu acest eveniment aniversar și aici, la Iași. Deci, începând de la orele 19, vineri, pe 7 iulie, vom fi alături de Preludiu și maestrul Voicu Enăchescu în sala Aricoanda a Palatului Culturii. De asemenea, bineînțeles că renumita gală a festivalului va avea loc din nou la Teatrul Național, pentru că este o locație potrivită. Da, este un edificiu reprezentant pentru Iașul nostru și nu poate avea loc decât acolo, într-o ambianță extraordinar de plăcută, alături de
cele mai bune formații pe care le avem și în festival, dar și în țară, pentru că vor fi alături de noi și cei de la Armonia, Corala Bărbătească din Constanța, vor fi alături de noi, va fi alături de noi corul de copii Radio București, dirijat de maestru Voicu Popescu, ca în fiecare an de altfel, și ne bucurăm de fiecare dată de prezența dumnealor. De asemenea, un mare eveniment pe care îl avem în cadrul festivalului este cel de pe 8 iulie, care va fi tot în cadrul complexului Palace, dar acolo vom avea două personalități, să spunem, plăcute nouă, invitate, pentru că este gala pentru copii Cantus Mundi din cadrul festivalului, unde doamna Ana Ungureanu, dirijoarea corului de cameră Madrigal de la București, dar și Paula Selin, care ne-a bucurat fiecare an cu prezența dumneaei la Iași, vor fi din nou alături de noi și de copii, de 500 de copii aproape, care vor urca pe scenă în acea zi de 8 iulie, începând cu orele 18. M-ați amețit! O desfășurare de forțe extraordinară! Echipa, bordul, sper că mai puteți. Da, cum să nu, energie există din plin. Important să reușim să facem tot ce ne-am propus. Bineînțeles că și în celelalte zile avem evenimente foarte importante și... Ne așezăm tot aici în scenariul festivalului, pentru că vrem să știm dacă în fiecare zi de pe 2 iulie găsim, așa, după serviciu sau în vacanța noastră, câte un moment de liniște. Da, bineînțeles. Pe lângă concertul de pe 2 iulie, pe care deja l-am enumerat, pe 3 iulie la Biserica Sfântul Ștefan cel Mare va avea loc, începând cu orele 17, un nou concert de muzică psaltică, acolo unde vom avea alături de noi și alte formații din Onești, din Botoșani, va fi și de aici, de la Iași, prezenți corul Chivotu, corul Basileus, pe 2 iulie cel puțin sunt corurile noastre cunoscute, cele mai bune, exact, cunoscute de muzică psaltică, exact. Și pe lângă aceste formații, domnul Antonio Saitopoulos, Meletios Șatahi și așa mai departe, vor fi alături de noi. Pe 4 iulie vom avea o conferință, să spunem, la Ateneul din Iași, iată o nouă locație unde noi ne vom desfășura, să spunem, activitățile. Atât pe 4 iulie, cât și pe 6 iulie avem două activități la Ateneul din Iași. Mulțumim domnului director pentru sprijin, Andrei, și pentru promovare și... Te îmbrățișăm, ca de obicei. Da, bineînțeles. Acolo va avea loc o conferință care, să spunem, îl va avea ca invitat pe cel maestru nostru din Siria, pe care îl aducem acum, Meletios Șatahi. Vrem să ne vorbească despre viața pe care o au ei acolo în Siria, despre cum își desfășoară activitatea în acea zonă, despre prigoana creștinilor, care știm foarte bine că o trăim în ziua de astăzi, deși noi nu suntem conștienți de faptul că și în ziua de astăzi se întâmplă aceste lucruri, și să ne spună cum își desfășoară activitatea artistică, pentru că este complicat. Acolo, ne pe dăm câmpul seama de luptă. Exact. Și vom avea o discuție amicală între public și el și așa mai departe. De asemenea, pe 5 iulie, pe lângă concursul de muzică corală a tinerilor, vom avea parte de un concert în Complexul Palace, din nou în Complexul Palace, în care corurile din cadrul concursurilor de peste tot, de unde vin, se vor manifesta artistic în fața publicului ieșan. De asemenea, pe 6 iulie, din nou avem la Palatul Culturii un nou concert unde vor evolua atât corurile din Spania, Grecia și invitații noștri, Marele Premiu, care deja îl știm de pe 5 iulie. Deci vom avea un nou concert în sala Aricoanda a Palatului Culturii. Și așa mai departe. O să fim cu ochii pe dumneavoastră, suntem pe final de emisiune și nu vreau să vă las să plecați până nu ne spuneți dacă întreaga comunitate a fost lângă dumneavoastră atunci când ați cerut ajutorul. Am vorbit despre directorul Ateneului, care își deschide brațele spre orice eveniment cultural, valoros, bineînțeles. Da. Vi s-au deschis ușile? Da, și vreau să mulțumesc, pentru că mulțumesc că îmi dați ocazia să fac acest lucru. În primul rând, instituțiile cele mai importante ale Iașului ne sprijină în acest demers al nostru și le mulțumim foarte mult. Mulțumim Înalt Preasfințitului Teofan și Mitropoliei Moldovei, pentru că ne sprijină cu logistica, cu cazare, cu tot ce se poate, ca să poată să fie totul în regulă, să se desfășoare foarte bine. De asemenea, Primăriei Municipiului Iași, domnului primar, îi mulțumim din suflet pentru sprijinul pe care îl acordă an de an. De asemenea, Consiliului Județean, în fiecare an avem și bine
beneficiem de ajutor din partea dumnealor, de asemenea mulțumim din suflet, dar și celorlalți parteneri. Avem mulți parteneri, foarte mulți, și ne bucurăm. Ne bucurăm că au înțeles acest lucru și, de asemenea, media care ne promovează, și sunt enorm de mulți și le mulțumim tuturor. Tuturor le mulțumim pentru emisiuni, pentru evenimentele pe care le promovează și pentru tot ce fac pentru acest festival, pentru că, de fapt, interesul nostru al tuturor este să promovăm aceste evenimente culturale care promovează Iașul până la urmă. Corect. Și promovează tot ceea ce încercăm noi să facem. Despre asta e vorba. Iașul e cu ferestrele deschise. Iașul are priviri pentru toată lumea asta și avem ce dărui, pentru că există mult talent și multă pasiune. Doamna Daniela Doroșcă, vă mulțumesc tare, tare mult că v-ați mulț din timp și ați venit pe la mine, pe la Oameni de Poveste. Multă, multă baftă! Pe 2 iulie seara începe festivalul Gavril Muzicescu. De pe 3 iulie începem să ne liniștim, să ne armonizăm și să lăsăm muzica îngerilor, muzica corală să ne inunde de-a dreptul. Vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Ne vedem după pauză. Ghici cine vine pe la noi. Am revenit în direct la Oameni de Poveste. Ghici cine a venit pe la noi. Nu vă așteptați, dar astăzi jucăm rugby. Poate putem. Astăzi lângă noi un om drag nouă, este președintele Asociației Județene de Rugby. Vă rog să vă prezentați. Bună ziua! Bine v-am găsit în casă nouă, cel puțin pentru mine casă nouă. Mă numesc Cornel Ghenea, sunt președintele Asociației Județene de Rugby și am venit cu mare plăcere la emisiunea dumneavoastră, ca de fiecare dată de altfel, în ideea în care avem câteva lucruri de împărtășit ieșenilor noștri despre ceea ce se mai întâmplă în rugby ieșen. Pentru că toată lumea știe ce se întâmplă în fotbal, bineînțeles, acolo s-au întâmplat multe, toată lumea e informată, toată lumea dă prin ziare, toată lumea dă pe la televizor, dar am impresia că despre rugby nu prea s-au mai aflat în ultima vreme și cred că e un moment bun, așa, pe căldura asta, când lumea mai stă la televizor, să le spunem ce se întâmplă și în rugby. Și ce se întâmplă acolo, în rugby? Ce se întâmplă? Se întâmplă lucruri bune, care puteau fi și mai bune. Avem echipa de juniori a Clubului Politehnica, care a participat săptămâna trecută la turneul final la București. Echipă de la care așteptam o clasare foarte bună, din păcate n-au reușit decât un loc 6, pe care îl pun mai mult pe seama tinereții și a lipsilor de experiență. Altminte, o echipă bună cu 4 băieți care joacă și la echipa națională de juniori, cu un antrenor, cu domnul Stupar, un antrenor entuziast, cu un sprijin consistent din partea Clubului Politehnica. Ne-am așteptat la el la un rezultat mai bun, dar până la urmă important este faptul că din această echipă așteptăm 4 sau 5 băieți care să-i ducem la Clubul Politehnica, la Clubul Mare, la echipa mare a Politehnicii, unde sperăm că în câțiva ani vor evolua în Superliga. Asta ar fi, să spunem, partea dinspre juniori. Juniori. Seniorii? Seniorii, aici veștile sunt, să spunem, un pic amestecate. A fost o perioadă de degringoladă. Domnul primar a avut o perioadă în care probabil că pe bună dreptate a fost nemulțumit de anumite probleme organizatorice la echipă. Băieții au simțit imediat, componenții echipei au simțit imediat răceala și atunci o parte dintre ei au ales să plece de la Iași. Din păcate așa se întâmplă când ai o echipă formată masiv din importuri, ca să spun așa. Normal, băieții sunt, să leagă oricine, de fapt, în lumea asta, să leagă greu de o echipă sau de o colectivitate. Chestiunea asta se formează în ani de zile. Evident, când ai localnici sau când ai băieți crescuți local, lucrul ăsta se întâmplă mai greu. Dar noi avem credința că vom reuși să ținem aproape de echipă acești băieți minunați care au jucat anul trecut în ultimile meciuri. Dacă știți, o echipă de rugby este formată din 15 jucători. Loturile echipelor din Superliga în general depășesc 35 de jucători. Sunt echipe care au chiar 50 în lot. Noi am evoluat cu 17-18 jucători, ceea ce pentru ei a fost un chin, pentru că sportul este, rugby este un sport foarte solicitant, accidentările sunt foarte frecvente, iar efortul depus este de o intensitate foarte înaltă. Și atunci pentru ei a fost foarte greu. Noi am apreciat foarte mult eforturile depuse de ei
Sperăm să reușim să-i ținem pe toți la Iași, bineînțeles, să aducem încă câțiva jucători să completăm lotul. Suntem astăzi la Oameni de Poveste cu domnul Corneliu Ghenea. Este președintele Asociației Județene de Rugby. L-am invitat pentru că m-am gândit că e vacanță. E vacanță lungă și poate avem sportivi mici pe acasă care vor să facă și altceva decât fotbal, decât înot. Cum vin copiii spre dumneavoastră, spre rugby? În general, copiii nu prea vin. Vreau să vă spun că nu este numai o problemă a rugby-ului, este o problemă a sportului în general, sau cel puțin a sportului românesc. Copiii preferă tabletele, preferă smartphone-urile, preferă laptop-urile și așa mai departe. Probabil că și părinții preferă, fiindcă i-au dat laptopul, stă acolo într-un colț liniștit, nu faci, nu sare, nu se lovește, nu se zgâri, nu trebuie să-l iei, să-l duci la stadion, să-l aduci de la stadion să... și așa mai departe. Și atunci, probabil că mulți părinți se bucură, mă rog, cu ghilimele de rigoare, de această variantă. Dar este păcat pentru că copiilor nu le face bine activitatea sedentară aproape non-stop, pentru că ei stau la școală ori întregi așezați în bancă, până vin acasă mai stau câteva ore să-și facă temele, pe urmă rămâne pe laptop, pe calculator, pe Xbox și mai au ei și tot bat acolo la așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, copiii nu prea vin către sport. Este, din păcate, este datoria antrenorilor să meargă în școli, să facă selecții, să vorbească cu părinții, să vorbească cu profesorii de sport, să vorbească cu diriginții și, bineînțeles, cu copiii. Așa să aduc copiii la, nu numai la rugby, și la fotbal și la toate sporturile. Imediat o să aflăm de la domnul Corneliu Ghenea, prezent aici la Oameni de Poveste, de ce am alege rugby. De ce e rugby-ul important în viața copiilor noștri și nu numai. Până acolo vă invit ca în vara asta să fim niște părinți responsabili și să le oferim copiilor noștri tot ce au nevoie. Adică să-i ducem spre un sport în primul rând, pentru că atunci când sunt prea energici și simțim nevoia să-i liniștim, e musai să-și consume energia. Zic rău ce zic? Nu, ziceți foarte bine și în Iași, vreau să vă spun, avem un bazin sportiv, cred că este o chestie genetică. Dacă luăm harta României așa în linii mari și o împărțim pe sporturi, vom observa, de exemplu, că marile talente în fotbal, de exemplu, pornesc în general din zona Oltenii. Da. Da, așa este, așa sunt ei construiți. Eu știu, au fost mai bine colonizați de Imperiul Roman, mai puțin important. În zona noastră, spre exemplu, tipul nostru genetic, uman, somatic, se pretează foarte bine pentru canotaj și pentru rugby. De asta noi avem, de exemplu, la rugby, cât suntem noi din Acajus cu rugby ăsta în Iași, în afară de ultimele două, trei ediții, când am avut o susținere să ne prezentăm în Superligă, să ne batem cu granzii, noi deja am evoluat în Liga a doua în ultimii 20 de ani, să spunem. Dar chiar în Liga a doua fiind, am dat echipilor naționale o grămadă de jucători, ceea ce în general din Liga a doua la alte sporturi nu ți-a nimeni jucători la echipa națională, și o grămadă de jucători care acum activează afară. Avem jucători, Mihaiță Lazar, de exemplu, care a plecat de la Iași când Iași era în Liga a doua și a ajuns campion al Franței la rugby. Deci campion al Franței nu chiar e la îndemâna oricui. Iar pentru copii i-aș invita să vină la rugby, este unul dintre puținele sporturi, ba chiar dacă ne ducem un pic în Anglia, unde englezii sunt inventatorii rugby-ului, al cricketului, al fotbalului și așa mai departe, ei împart ceea ce numim noi sport în două, sporturi și jocuri. Sporturile sunt, eu știu, și tenisul, și judo, și, iar jocuri sunt doar rugby, fotbal, handbal, mă înțeleg. Deci ei fac o distinție între, noi nu facem, ei fac o distinție între acestea. Dintre jocuri, vreau să vă spun că rugby este, zic eu, poate mă înșel pe undeva, că nu sunt istoric, nu sunt erudit în acest domeniu, este unul dintre puținele, dacă nu singurul sport, care se practică în regim de forță, viteză și îndemânare. Pentru că, în general, ai la fotbal, de exemplu, ai viteză și îndemânare foarte important. La
unde îl luăm, dar nicăieri nu li găsești pe toate trei. Este un sport complex, te pregătești pentru viață, îți aduce alături o grămadă de prieteni. Este adevărat, recunoașterea materială este redusă, trebuie să fim sinceri. Cu ghilimele de rigoare, recompensele constând în operații, gipsuri și de al de-astea sunt, din păcate, destul de frecvente. Dar și astea fac parte din viață. Vorbiți din propria experiență. Vă mai aduceți aminte când ați intrat prima oară pe un teren? Da, bineînțeles, cum să nu? Asta nu se poate uita. Eram prin clasa 7-a, cred, și domnul profesor Verbeș, regretatul meu antrenor, a venit la liceul Cuza, unde eram elev, și care merge la rugby. Mai venise cineva cu box. Și am zis că nu pot să vin să-mi stric fizionomia la box și mergem atunci la rugby. O stricăm la rugby. Da. Am stricat multe. La rugby, la fizionomie, nu, că nu mai văd doi dinți, așa. În rest, o operație pe la coloană, pe la genunchi, pe la de-al-de-est. Și ca drept dovadă că nu prea m-am lecuit și băiatul meu, care are 16 ani, joacă de asemenea la rugby. Din păcate, la Iași, pentru categoria lui de vârstă, nu am reușit să temem o grupă de performanță și atunci l-am dat la Baia Mare. Și băiatul meu joacă rugby la Baia Mare, stă la cămin, mănâncă la cantină. E băiat mare, l-ați trimis de acasă repede. Da, la 14 ani l-am fugărit. La 14 ani l-ați fugărit, da. Numele rugby-ul. Da, am avut, așa, ca o anecdotă, dar de fapt e o fază reală, vreau să vă spun că mama mea, cu care am o relație deosebită, sunt singurul băiat, singurul copil, și toată viața am comunicat excepțional de bine cu ea. În momentul în care am hotărât și am dat băiatul la Baia Mare, mi-a spus, dar tu chiar ești atât de prost, dar tu n-ai și de mâncare la copilul ăsta, trimis la Baia Mare. Și da. Avem mamă, performanță, ești, nu mai vorbesc din bunica, și-a renegat un pic fiul, dar apoi și-a revenit. Și vreau să vă spun că și dintre prieteni și dintre băieți, ești nia bun la ca. Dar băiatul, dacă îl dai unde, dar la Baia Mare, faci 6-7 ore până acolo. Mi-e greu să mă duc și cu gândul pe hartă. Da, dar performanța, cum v-am spus mai devreme, cere sacrificii. Este un băiat grozav, un băiat ascultător, cu minte, muncitor. Eu îi prevăd și antrenorul lui prevăd un viitor frumos în sportul ăsta. Uite, mă bucur că vorbim despre copii, pentru că suntem la oameni de poveste și e vara, acuși luna lui cuptor. Aș vrea să-i aducem pe părinți mai aproape de rugby, pentru că până la urmă stă și în puterea lor, a părinților, cum ziceați și dumneavoastră mai devreme, să-i ajute pe copii să-și aleagă. Aici este o chestie interesantă. Unii antrenori reușesc, pe lângă echipa pe care o construiesc, pe lângă copiii aia, să atragă și părinții. Unii antrenori nu reușesc. Este păcat, pentru că văd, de exemplu, la stadion, pe stadionul Tineretului din Abator, unde încearcă să pregătesc juniorii și la fotbal și la rugby, foarte puțini părinți vin și la rugby și la fotbal. Parcă n-ar fi copiilor sau parcă, nu știu, ar fi așa o activitate neimportantă sau, nu știu, poate toată lumea vede important că ai română, ai matematică, este important într-adevăr, dar copilul ăla, oricare copil în general, nu se dezvoltă numai școlar sau numai profesional. Este și partea fizică care trebuie dezvoltată, trebuie întreținută. Eu sunt inginer, am colegi care sunt medici, care au jucat rugby, care s-au terminat medicina, sau economiști, sau profesori universitari la agronomie, profesori universitari la sport, bineînțeles. Deci, în niciun caz nu trebuie să înțeleagă că sportul cumva exclude performanța. Nu se exclud, din potrivă. Evident, nu vei mai putea face, să spun, nu vei mai fi olimpic la chimie. La chimie și în același timp să faci parte din echipa națională de rugby. Performanță înaltă se cam exclude, dar asta nu înseamnă că nu poți să faci o facultate, să ai o carieră solidă, profesională rezonabilă. Da. Ce mai faceți acum, seniorii care ați jucat odată rugby? Noi avem o activitate foarte intensă, vreau să vă spun. Chiar acum vreo 2-3 săptămâni am fost la București invitați de veteranii Dracula, așa se numesc cei de la București. Și acolo au fost trechinii din Constanța, noi de la Iași, împreună cu câțiva prieteni de la Suceava, am făcut o echipă, da?
Și o echipă din Franța au venit și am avut o zi foarte frumoasă cu jocuri, cu... și cu alte. Vă mai țin balamalele? Dacă vreți, vă arăt și acum la mine ce am pățit acum la București. Am da? Înțeles. Te mai țin. Vă da, țin. De păcate, mingea te cheamă. Tu poți, nu poți, vrei, nu vrei, dar mingea te cheamă. Acolo trebuie să te duci. Și e foarte plăcut. Am fost în mai în Franța, la Beauvais, unde avem fost jucători de la Iași, care au plecat după ce au plecat la Iași, au plecat în Franța și au jucat acolo și s-au stabilit acolo. Și acolo, în fiecare an, la sfârșitul lunii mai, se organizează un turneu unde mergem cu mari plăceri, ne întâlnim cu o grămadă de colegi din Italia, din Franța, din Anglia, din Spania. Sunt frumoase călătoriile astea, da? Revenim acasă. Ne văd oamenii din comunitate. De ce ar fi nevoie aici, în Iași, ca rugby-ul să... nu să strălucească, măcar așa, să ocupe locul pe care îl merită. S-a văzut în ultimii 2 ani, când am beneficiat de sprijinul substanțial al primăriei prin intermediul Fundației Sportului Ieșean, s-a văzut în ultimii 2 ani o schimbare semnificativă a prezenței rugby-ului în peisajul sportiv al orașului. Am reușit în primul rând să aducem câteva meciuri ale echipei naționale la Iași, meciul cu Rusia și meciul cu Germania, meciuri care pot fi, chestiuni care pot fi reeditate. Deci, dacă se va dori, noi avem oricând ușile deschise la federație și putem aduce un meci internațional la Iași. Din păcate, o mare parte din meciurile internaționale ale României se joacă în luna februarie, când terenul de la Iași este mai greu practicabil, dar putem aduce, cum am adus în perioada de toamnă, un meci sau două internaționale la Iași. Sau, cum am mai adus cu încă un an înainte, un meci de final a Cupei României la Iași, Steaua cu Timișoara. Asta, pe de o parte, asta, să spunem așa, ca o chestiune de imagine în mare. Echipa cu banii care a avut alocați din partea Fundației Sportului Ieșean, de la primărie, de fapt, și cu susținerea clubului în ceea ce privește calendarul competițional, deplasări, echipamente, masă, casă și așa mai departe, au avut o, vreau să cred eu, o prezență frumoasă în Superliga, un loc 6 care a fost despărțit de un loc 5 doar printr-un singur meci, o singură victorie, doi jucători în topul celor mai buni marcatori, iar într-un top, să spunem, subiectiv, realizat de antrenorii echipelor din Superliga, beneficiem de un titlu de cea mai echipa cu cel mai încântător joc. Din păcate, antrenorul care a adus această tentă de încântător joc. Echipei, a plecat și el la Baia Mare, pentru că a fost o perioadă de destabilizare financiară. Câțiva băieți, inclusiv George Sava, fostul meu coleg de echipă de la junior, de la echipa națională, au simțit că s-au temut de perioada proastă și au plecat. Până la urmă, plecările astea sunt absolut normale, dacă vorbim... În general, despre... să știți că nu e așa. Nu? La rugby nu neapărat să fugi după bani, ca în multe alte sporturi. E o echipă, se croiește foarte greu. Dacă la tenis, de exemplu, îți aduci un jucător de super, super valoare, l-ai plătit, l-ai legitimat la tine, este jucătorul tău. Nu ai mare știință de făcut cu el. Dacă ai o echipă, să spunem, de... deci nu numim un sport, au o echipă de 3-4 oameni. Din 3-4 oameni se creează, să spunem, niște relații de joc într-un timp. Dacă ai o echipă 15. De 8, dacă ajungi la 15, o echipă se creează greu. Fiecare vine cu obișnuințele lui, unele bunele, unele rele, fiecare vine cu un stil, cu un... Mă rog, și atunci pe toți trebuie să-i aduni, să-i pui într-o singură idee, să-i înțelegi pe fiecare, să-i vezi fiecăruia capacitățile fizice, psihice, motrice și așa mai departe. Deci nu este ușor. În momentul în care reușești totuși să faci în 2 ani o echipă care să primească titlul de echipa cu un joc încântător și care să aibă 2 jucători în topul marcatorilor, eu cred că deja este o realizare. Este păcat să dai cu piciorul după aia la așa ceva. Eu am convingerea că primăria Iași, domnul primar Mihai Chirica, nu ne va lăsa
pentru că ar fi păcat de investiția, nu atât, și de bani, bineînțeles, dar vreau să vă spun că s-au investit mult în muncă. Dacă v-ați face într-o zi, să facem așa un reportaj, cum să spun, incognito, da, nepreparat, să mergeți să filmați un antrenament de-a băieților. Ei merg acum la antrenament la ora 6. Este o căldura de pe lume. Nu este un fir de umbră pe stadionul ăla. E ucigător. Noi când jucam eu, era, ca să vă spun așa, o poezie, mai mai țuții, mai dă-mi eu, era mai... Noi, băieții ăștia se pregătesc greu tare. Este ceva, cred că legiunea străină sau ceva genul ăsta, dacă aș putea să fac o comparație. Da. Este greu tare. E pasiune, e destin și până la urmă e lucrătură minuțioasă, cum ziceați este, dumneavoastră. În primul rând trebuie să fii pregătit, pentru că altmintele te vei întâlni peste o lună, două, când începi campionatul, cu o altă echipă, mult mai bine pregătită, și în afara faptului că vei pierde cu 30, 40, 60 la 0, se poate întâmpla și la alte sporturi, dar au mai fost, au luat 5-0, 8-0, 12-0, nu muri nimeni, dar aici chiar riști să te accidentezi în mod grav dacă nu ești pregătit fizic. Da, lucrurile sunt serioase. Vă mulțumesc tare, tare mult, da, domnule Corneliu Ghena, pentru că ați trecut pe la mine și mi-ați acceptat, în primul rând, invitația să dea Domnul să fie bine, bine, bine. Oricum, dacă ați trecut pe la Oameni de Poveste, o să vedeți. Norocul vi se alătură, că așa suntem noi, zâmbitori și cu energie bună. Zile frumoase de weekend, cu răcoarea aproape de duminică, veștile oricum sunt mai bune și din perspectiva asta, să dea Domnul să fie bine peste tot. Ne vedem marți de la 5, tot aici, la Oameni de Poveste.